A murit regina, să trăiască regele. Ne aflăm la cea de-a 76-a cafea. Suntem mai longevivi decât regina Elizabeta, fiertată, care au avut numai vreo 70 și ceva de ani de domnie. Și în locul ei, prințișorul Charles. La 73 de ani să te apuci de muncă, nu e așa de ușor. La 73 de ani, mă, om atașat de România, zice, I love Romania, I love... Cum normal, că el pleca de acasă de la Măsa, Măsani, îi dădea tocană. Și el venea aici la Viscri, pipa, să făcea ce vrea el, ce vrea coma lui de rege făcea, iubesc România. Ci că să ține că e nepotul lui Vlad Țepeș, apela cum arată Camila, schimbă-ți mă țeapa. Ci că de 3 ori a picat examenul la facultate. Înseamnă că nu-i, la matematică, de 3 ori a picat examenul la matematică, înseamnă că nu-i prea iese socoteala. La vârsta lui e o performanță să-ți iasă socoteala. Ați văzut ce degete are? Pe cuvântul meu. Cârnați polonezi, mă. Pe cuvântul lui. Deci s-au făcut studii că ce boală are. S-au filmat de aproape. De... Yes. Și ouțele cât fasolea. De aia stă Camila cu el pentru degete. buymeacoffee.com/nicubendea s-a întors. Bogdan în persoană mi-a adus o cafea, a donat o cafea pe care o beau. Dacă ziceam care o beau, Vlad mă corecta. Pe care o bei. Mm? Mulțumesc, Bogdan. Am primit de la Bogdan o cafea și Bianca Drăgușanu a primit un Rolex de 10. Bianca Drăgușanu a primit... Nu, ăsta e telefonul. L-am scăpat, îl pun în față. No. Nu tăia, că mi-are înainte. Care va pretin. Eu am primit o cafea, Bianca Drăgușanu a primit de la iubitul ei, Bădălău, un ceas de 100.000 de euro. Culmea, nu i-a făcut cadou ăsta ca să se împece. Hm? Așteaptă-te, Bianca, la cei mai rău. Ori se desparte de tine, ori te bate. Ai grijă! Ai grijă! Toate să scumpezi, sau scumpii țigările, urmează alcoolul. Mă, ăștia nu ne mai lasă să avem nici vicii. Citesc textual dintr-o știre. Uraniul a crescut... A sărit în aer. Lasă că răspund un pic mai târziu. Uraniul a sărit în aer. Prețul uraniului a sărit în aer. Și mai poți să cumpăr uraniu? Nu, eu am vrut să-mi iau uraniu acum, eu... să ne încălzim. Luam o, cât să iei? O mână de uraniu și te încălzeai. Așa că rămâneam... O vară mereu. O vară de neuitat. Rămâneam. O vară de uraniu. Da, da. Acum, ce să zic eu, că lumea zice că să scumpesc toate, să fim mai drămuitori, să drămuim totul. Să drămuim. Asta trebuie, să fim mai atenți. Economisire, drămuire, atenționare și așa mai departe. PSD-ul a propus plafonarea energiei electrice, plafonarea prețului la energie electrică pentru biserici. Ăștia numai să plafoneze. Sunteți plafonați. Dar eu știu că în biserici ard lumânările. Adică ce să mai, nu? Pe TikTok, suntem și pe TikTok, zile Vlade. TikTok/Arond v-am zis. Arond v-am zis. Deci pe TikTok, suntem pe YouTube, hashtag și pe Facebook. Urmăriți-ne în continuare. Și joi în 22 avem spectacol în Julius Mall la terasa Marti Restaurant. Vii și tu, vii și tu. Vin și eu, vin nu tu. Întreba, na, am plecat de aici. Că e rost de mâncare. E rost de mâncare. În grădină. Asta nu face economia la nimic. Mai drămuiește-ți mâncarea, Vlade. Azi e ziua internațională a curățenii. Am șters-o. Hai, curăț-o de aici. Păi, să o șterg, să nu ne șteargă ceilalți. Spală Putina. Da, spală Putina, Nicolae. Chiar mă, cu uraniu ăla. Da, mă, și am vrut să-mi iau. Ai un jeb de uraniu. Nu era nici cum ești.